Salut și bine veniți sau revenit la Fabrica de Bani. Eu sunt Dragoș și azi o să discutăm despre faptul că au venit cele 200 de acțiuni de la OMV Petrom. Sunt în contul meu, sunt cumva separat. O să vedem imediat despre ce e vorba și vedem ce vom face sau ce vom face în pașii următori pentru a fi pregătiți pentru o cumpărare, pentru o achiziție cât mai bună a acestor acțiuni. Înainte de a începe, vreau să fac un reminder să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă. Ai undeva aici jos buton de subscribe, iar lângă el un clopoțel mic pe care dacă vii bifa, vei fi notificat de cât ori postez un clip nou. Iar la finalul acestui episod, bineînțeles că dacă ți-a plăcut, nu uitați să dai și un like la acest episod. Sunt mai multe subiecte pe care o să le tratez astăzi. În primul rând, da, v-am zis că am o surpriză pentru voi. Am reamenajat studioul, am un spațiu mult mai mare acum în care pot să filmez. Ăsta este un avantaj. A doua chestie este că continuăm să îmbunătățim lucrurile și sper ca în curând să avem și încă o lumină în partea acolo, avem în partea aia o caroset de lumini ca să fie și o lumină mai bună. Din păcate, fundalul din spate, când l-am cumpărat în poze, arăta mai alb, mai deschis, e un pic cam gri, dar vedem dacă reușim din lumini să facem ceva și mai interesant în punctul ăsta de vedere, adică al îmbunătățirii calității prezentărilor pe YouTube. Așa, bun. Al doilea lucru pe care vreau să-l fac aici înainte de a începe este faptul că, uite, vă arăt ce s-a întâmplat la SNP Petrom, vă pun pe ecran, dar vreau să fac o altă chestie, sunt pregătit cu contul bancar, vreau să transfer niște bani în contul bancar pentru a fi pregătit luni dimineața sau marți dimineața, dacă cumva se vând acțiunea asta și prețul pe OMV Petrom scade brusc, să pot să cumpăr acțiuni mai multe, da? Asta vreau să fac și vreau pentru asta să fac o plată, să transfer în transfer toate opțiunile, imediat. Deja am salvat 3 vilu ca să pot să fac plăți rapid în el. 300. Știu că în cursul săptămânii, dacă fac transferul între ING și ING, se face foarte rapid și de obicei dura undeva la 2-3 minute ca să facă chestia asta. Însă n-am testat niciodată să vedem dacă sâmbătă se întâmplă același lucru, dacă în practic nu lucrează nimeni. Și atunci fac o depunere. Imediat. Continuă. Probabil o să am și un SMS, cred că. Trebuie să băgăm parole și chestii și am transferat 300 de ron în contul OMV Petrom, buget limitat cum s-ar spune, da? Dar să vedem acea 85 dacă cumva se schimbă la un refresh eventual, dacă se schimbă și dacă cumva reușim să facem în așa fel încât să vină banii, da? Pentru că iarăși e foarte, foarte important să vedem dacă reușim să aducem banii pe în cont sâmbătă la fel de rapid ca în restul săptămânilor. Bun. Vreau să deschid și partea cu investiții. Așa. Am o musculiță pe aici care îmi strică video. Nu are nicio face, nu e nicio problemă. Vreau să vedem dacă cumva până la finalul episodului vom avea la fel de 85, vom avea 385 de lei pentru a putea cumpăra acțiuni OMV Petrom zilele următoare, să fim un pic pregătiți. Da, adică cam asta vreau să fac și vreau să fac și un buget de asta care văd când văd acea o scădere de asta mare, să pot să profit de ea, pentru că au tot fost scăderi de astea și cumva ocupat cu alte investiții, n-am avut timp să fac. S-a întâmplat. Practic, cele 1900 SNPR2, cele 1946 de acțiuni pe care le aveam, da, s-au transformat în 200 de acțiuni la exact acele 200 de acțiuni pe care le-aș trebui să le primesc la 0.10. Și apar aici, vedeți, dacă vă uitați pe ecran, apar separat, deci SNP 1946 și SNP 03, 200, da? Așa. Într-adevăr, aici am și eu ceva cu verde acum, aparte 120% pe plus, pentru că teoretic le-am luat la 0.10, da? Sunt curios ce se va întâmpla mai departe, presupun că la un moment dat se vor amesteca cu astea, adică se vor cumula cumva. Sau s-ar putea să fie vândute acum, să fie acțiunile astea ca și acțiuni, și să se vândă separat pe piață, să le cumpere lumea, și atunci cumva ar fi interesant, mă rog, acum îi bat piața închisă, dar ar fi interesant dacă se poate cumpăra sau vinde aceste acțiuni pe care le-ai primit separat, da? Pentru că s-ar putea ca lumea să le vândă pe astea separat la preț bun și să pot să mai cumpăr, să mai acumulez. N-am idee încă. Dacă aveți informații, lăsați-le în comentariu, pentru că e important să știu și eu dacă vom putea cumpăra aceste SNPR 03 sau dacă mai așteptăm și vor fi transferate în
în SNP, adică vor fi transferate. Sunt niște pași intermediari, ceea ce într-un fel pare exagerat de atent, toată mutarea asta face exagerat de atent, mutăm din 0-1 în 0-2, în 0-3, tot modifică astea, dar cred eu că este foarte, foarte bine pentru securitatea conturilor, pentru securitatea lucrurilor, adică le fac, oamenii le fac încet, dar le fac bine, da? Să nu fie nicio greșeală, să vadă clar de unde au venit acțiunile, ce s-a întâmplat cu ele și așa mai departe. Sunt curios de ce se va întâmpla, mi-a părut rău când n-am avut mai multe acțiuni la OMV Petrom la X-Date-ul respectiv ca să pot să cumpăr și mai mult, dar până la urmă să vedem dacă cumva piața se va duce în jos și voi putea acum să acționez măcar de 300 de lei pe care sper să vină în cont. Mai dau un refresh să vedem dacă cumva vine. Da, se pare că sâmbăta nu mai sunt lucrurile atât de rapide, nu mai sunt pe pilot automat. De fapt, sâmbăta nici băncile nu merg transferurile, de fapt ING trebuie să meargă instant. Da, la mine în cont nu mai sunt, dau un logout, deci nu mai sunt în cont, dar sunt pe drum. Dar putea să dăm un logout și aici să vedem dacă cumva contează. Nu, încă n-au venit, da? Probabil durează sâmbătă mai mult, nu, asta a vrut să o chestie de verificare. O să verific și peste o jumătate de oră, o oră, să vă spun în trimisor viitor, eventual, dacă lucrurile stau sau nu stau așa. Dar este un lucru bun, v-am zis că evoluăm. Vedem dacă marți, luni, nu știu dacă o să ies la cumpărături, decât dacă e ceva urgent, să zic așa. Dar vedem dacă marți ieșim cu cei banii pe care i-am băgat acum în bursă. Dacă mai ieșim un pic la cumpărături, aș vrea să mai adaug o companie nouă în portofoliu, da? Aș vrea să mai diversific un pic situația, dar încă nu știu dacă reușesc sau nu. Au venit banii, fiți atenți. Ia uite, tu m-ai făcut refresh singur, da? 385. Deși sâmbătă durează, cât a durat? Ați văzut, când am făcut eu plata până acum, mai puțin de 6 minute. Deci mai puțin de 6 minute, chiar și sâmbătă pot să adaug banii în balanță, da? Deci 385. Automat mă duc aici și pun 300 de lei în plus, da? Deci acum e foarte mic scrisul aici, 300, da? Ok, și portofoliul s-a modificat și valoarea portofoliului 16.999, mamă că s-a dus la fix așa, 16.999, nici dacă vroiam nu ieșea așa. 16.999. Da, deci continuăm să acumulăm, încă nu știu dacă strategia mea va fi de a acumula mai mulți bani sau pur și simplu de a cumpăra acțiuni la de a acumula mai multe acțiuni la companii existente sau de a mai diversifica. Aș vrea să adaug măcar o companie nouă în portofoliu, am vreo 2-3 preferate, încă nu știu care va fi, de aia nu mă pronunț acum. Mă gândesc la mai multe, ați văzut că lista mea e lungă, știți că dacă o puneam pe ecran, lista mea de preferate era aici lungă. Greu de spus acum, foarte greu. Mă tot tentează imobiliarele, Imparler și cu One. Mă interesează și Malte, să tentam, neapărat Bona ca și tentație. Mai mult să văd ce face amicul nostru care tot a băgat bani acolo, are peste 9% sau 10% mi se pare în Bonas. Și cred că iarăși ar fi interesant de văzut. Uitam și cum a mai mers piața. Nu știu, sunt multe la care aș vrea să iau. Hold de Agri Invest, One, uitați aici, One-ul, poate și ceva bănci, nu știu încă, da? Așa, știți că încerc în momentul în care am bani, pe bursă să încerc să cumpăr, nu prea m-am obținut să stau bani acolo, dar de data asta vreau să am și niște bani pentru o altă cădere, o altă ocazie de a cumpăra și acumula mai mult. Vedem. Cam așa arată lucrurile. Bineînțeles că tot pe minus, lucrurile arată destul de 1000 de euro pe minus, vă dați seama, pe anul ăsta pe Trayville. Aici pe US nu m-am mai uitat, mă duc imediat în portofoliu să vedem. 396 și aici s-a dus în jos, 396 și bănesc că și la 3212. La 3212 o să am o nouă campanie. O să fac un episod separat despre chestia asta, dar dacă vreți să vă înscrieți și să faceți un cont și să începeți să investiți cu 50 de lei de punerea inițială, primiți o acțiune gratuită de până 100 de euro, codul este fabrica, da? Și nu știu dacă am schimbat în descriere jos, dar trebuie să le schimb și în descriere jos în URL să fie link-ul cu codul de fabrică, da? Așa. Și este un alt URL, nu este URL-ul vechi, deci nu e doar codul acolo, dar
l-am testat deja cu cineva și merge. Dar v-am zis să fac un episod special despre chestia asta. Probabil să intuizez o nouă campanie 3 din 2 în 2, separat de toată treaba asta cu OMV Petrom. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Eu zic că e interesant că încet încet vin și acțiunile alea și poate vom pune, mă fric pe mine așa, poate mai cumpăr și eu niște acțiuni la preț redus. Așa, vedem, nu știu, n-am nicio idee ce se va întâmpla și cum se va întâmpla lucrurile, dar e un pic de stat cu ochii pe bursă zilele astea să vedem ce se întâmplă. Eventual mers pe la băieții de la suport și întrebat ce se întâmplă, când se întâmplă, să știu și eu ce am de făcut. Da? De-aia pe bursă contează să fii informat și nu să stai toată ziua să te uiți la numere. Da? Nu e important să stai toată ziua să te uiți la grafice, pur și simplu trebuie să știi să ai anumite informații din piață și să știi când se întâmplă anumite evenimente ca să fii pregătit pentru ele. Gen next date-uri sau alte chestii. Bun, cam ăsta a fost episodul de astăzi, sper că ți-a plăcut. Nu uita, dacă ți-a plăcut, dai un like la el, ai undeva aici buton de like. În colțurile ecranelor vreau apărea episoade mai vechi, care sper să-ți placă și alea. Nu uita să dai, să te uiți și la ele și să dai și lor like, să dai subscribe. Îți mulțumesc încă o dată mai mult și ne auzim în curând cu un nou clip.